o invitație spre lumea satului Mehedințean privită cu alți ochi. Privirea aceasta spre zestrea familiilor și a gospodăriilor mehedințene, în care scoarțele ocupau loc deosebit de important. Zeci de iubitori de folclor au participat la Muzeul de Artă din Drobeta Turnu Severin la un eveniment dedicat Zilelor Europene ale Patrimoniului. 13 țesături din toate zonele județului Mehedinți au fost expuse cu acest prilej. Expoziția este foarte frumoasă, conține exponate care odinioară erau elementele de bază dintr-o gospodărie. O iarnă întreagă sau poate ierni întregi se lucra la ele, se lucra, din câte am citit, în mod independent, ca nu cumva vecinul să știe ce lucrez eu, și poate și de aici diversitatea și de modele și de culori. Sunt extraordinare și nu reprezintă întregul patrimoniu. Patrimoniul este mult mai bogat, ceea ce vedeți aici e o intimă parte. Și asta demonstrează creativitatea țărâncii române și mai ales faptul că există motive universale care se găsesc la toate popoarele. Piesele descoperite în lada de zestre românească sunt recunoscute la nivel mondial, iar civilizațiile care au trecut de-a lungul timpului pe pământul românesc au lăsat urme în arta populară. Am făcut un fel de etnografie comparată. Am adus din țări de peste ocean piese pe care le-am pus alături de piesele noastre și nimeni n-a putut să facă diferența că nu sunt românești. Și asta dovedește internaționalismul, un patrimoniu, o vatră comună, ancestrală, care și-a spus cuvântul în acestea. Am expus 13 piese, zicem noi, reprezintă fiecare dintre ele toate subzonele etnografice mehedințene. Oficializate în anul 1985, Zilele Europene ale Patrimoniului sunt organizate din 1999. Cele 50 de state semnatare, între care și România, își dau concursul prin susținerea acestui proiect cultural și asigură evenimente spirituale ce au ca notă distinctivă aprofundarea valorilor patrimoniului cultural.